Bună ziua, sunt doctor B și astăzi vom vorbi despre lactația falsă la cățea sau lactația nervoasă. Lactația falsă apare atunci când în glanda mamară a cățelușei se acumulează o secreție asemănătoare cu secreția lactată, glanda mamară se inflamează și cățelușa are comportamentul unei cățelușe care a fătat. Lactația falsă este determinată de un dezechilibru hormonal care se produce în corpul cățelușei dumneavoastră, de obicei la o lună după ce aceasta a fost în călduri. Există această lactație falsă care apare în urma unei împerecheri care nu a produs urmași sau chiar în absența acestei împerecheri. Pentru că ne gândim la un dezechilibru hormonal, automat ne referim și la un dezechilibru nervos, să spunem așa, emoțional. Practic, cățelușa crede că are puișor și atunci secretă lapte pentru a-i hrăni. Această lactație falsă poate fi însoțită de gestația falsă, deci practic de impresia cățelușei că are puișori pe care îi alăptează, sau să nu fie însoțită de această gestație falsă, să fie doar practic lactația falsă. Cum se manifestă cățelușa? Cățelușa își face un cuibușor, de obicei într-un spațiu mai ferit al casei, într-un colț în care nu avem foarte mult acces, da? Practic își face un cuibuleț în care ar făta puiuții dacă ar fi gestantă. Și începe să care în acest cuib jucării sau, nu știu, păturici poate să care. Sunt unele cățelușe care hrănesc mingiuțe, hrănesc jucăriile cu care se joacă în mod normal sau pot să adopte lucruri care nu sunt firești. Această afecțiune apare în special la cățelușele care sunt foarte apropiate de stăpân, care dorm în pat, care sunt foarte alintate, deci care manifestă o sensibilitate emoțională. Da? Și sunt anumite rase care sunt predispuse la apariția acestei lactații false. Cum putem să tratăm, să spunem, nemedicamentos această afecțiune este să îndepărtăm tot ce cățelușa adoptă, da? Să-i luăm jucăriile, să-i luăm mingiuțele, să-i luăm păturicile, să nu o lăsăm să se ducă la cuibușor. Știu, pare ceva, nu știu, crud, sadic, dar cu cât vom lăsa mai mult cățelușa să se manifeste, cu atât va suferi mai mult. Pentru că, practic, lactația nervoasă este un fel de nevroză, deci un dezechilibru emoțional, un dezechilibru nervos, care apare în mod nenatural și atunci trebuie să îl combatem, pentru că altfel cățelușa este posibil să nu mănânce o perioadă de 2 săptămâni, o lună, cât ar dura lactația în mod normal, bineînțeles nu să nu mănânce deloc, ci să aibă un apetit capricios, să fie mai nervoasă, să nu vrea să iasă afară, să își îngrijească jucăriile, să nu ne lasă să punem mâna pe ea sau pe jucării. Exact ca și cum ar fi o lactație normală. Însă, în timp, această lactație, dacă persistă și dacă ea nu dispare într-un timp util, atunci se va putea ajunge la formarea unor mastite, deci unor inflamații ale glandei mamare, sau la apariția unor chiști. Acești chiști se pot transforma ulterior în tumori și atunci, într-adevăr, va fi sănătatea cățelușei noastre în pericol. Dacă avem cățelușe care dezvoltă în mod frecvent aceste lactații false, aceste lactații nervoase, este bine să le sterilizăm ca să nu mai existe acest dezechilibru hormonal. O altă situație în care poate apărea această lactație falsă este atunci când stăpâna are un bebeluș. Pentru că cățelușele sunt foarte atașate de stăpâna care are bebelușul, automat și ea va secreta lapte pentru a hrăni bebelușul. Știu că este un lucru care pare incredibil, dar nu este nejustificat. De ce? Pentru că în haită, în general, femela alfa face puișori
iar celelalte femele prezintă această lactație falsă pentru a hrăni puișorii femelei alfa, practic să o ajute să crească acest puișor. Și atunci cățelușa noastră din casă are instinctul foarte bine dezvoltat și ajută mama practic să alăpteze bebelușul, chiar dacă acest lucru nu se întâmplă. Ce nu trebuie să faci în momentul în care cățelușa noastră prezintă această lactație falsă este de a stimula producerea de lapte, și anume să nu mângâiem cățelușa pe burtică, pe suprafața mamelor, pentru că prin acest această mângâiere, practic ea percepe că are avea puișori care îi fac masaj pentru a putea consuma laptele. Și atunci această lactație se întreține. E bine să nu interacționăm foarte mult cățelușa în perioada în care are această lactație falsă, pentru că ea va crede că suntem puiuții ei și această lactație se va autoalimenta, să spunem. Da? Dacă lactația nu dispare în mod, să zic, natural, după ce am îndepărtat jucărioarele și i-am interzis accesul în zona cuibușorului, atunci este momentul să mergem la medic și să cerem ajutorul acestuia, pentru că este posibil ca această lactație să dureze la nesfârșit, poate să dureze o lună sau două, în funcție de cât se simte cățelușa stimulată, și atunci corpul acesteia, bineînțeles că va consuma prea multe substanțe pentru producerea laptelui. Ce mai putem să facem este să încercăm ca cățelușa noastră să nu ia contact cu puișori, indiferent de specie, că sunt cățeluși, că sunt pisicuțe, că sunt pui de găină, că sunt bebeluși, toți acești puiuți îi vor alimenta această lactație falsă. Pentru că lactația, și cea naturală și cea falsă, este determinată de recepționarea anumitor stimuli. Și aici sunt stimuli auditivi, olfactivi, vizuali, de atingere, și atunci cățelușa va avea această lactație atâta timp cât va percepe acești stimuli. Da? Atunci este bine să nu ia contact cu puișori, indiferent de specie, repet, pentru că ea nu face în mod distinct diferența între un puiuț dintr-o specie și un puiuț din altă specie, dovadă fiind faptul că foarte multe cățelușe pot adopta puiuți din alte specii, inclusiv puiuți umani. Atât pentru astăzi, eu sunt Dr. B, ne vedem data viitoare!